Continuăm jurnalul cu informații externe. A fost panică în orașul american Baltimore după ce un individ înarmat a deschis focul asupra oamenilor adunați la un eveniment. Două persoane au fost ucise pe loc și alte 28 au suferit răni grave. Polițiștii încearcă acum să dea de urma atacatorului. Mai multe focuri de armă au tulburat liniștea locuitorilor din orașul american Baltimore. Martorii au declarat pentru poliția locală că în zonă s-au auzit împușcături care au durat câteva minute. În scurt timp, străzile orașului s-au umplut de oameni panicați care fugeau în toate direcțiile. În momentul atacului, în zonă se aflau sute de persoane care participau la un eveniment local. La fața locului au fost detașate de urgență mai multe echipaje de poliție și ambulanță. Două persoane au fost ucise pe loc și alte 28 au suferit răni grave. Trei dintre acestea, care se aflau în stare critică, au fost transportate de urgență la spital. Edilul orașului a clasificat atacul ca fiind un act nesăbuit de lașitate. I want those who are responsible to hear me very clearly. We will not stop until we find you, and we will find you. Until then, I hope with every single breath that you take, that you think about the lives that you took and you think about the lives that you impacted here tonight. Mai mult, acesta a ținut să sublinieze faptul că va mobiliza toate forțele disponibile pentru a sprijini ancheta. Poliția încearcă să-l identifice pe atacator și să dea de urma acestuia.